lăudat și binecuvântat să fie în numele Domnului. Preoților, vă salut cu drag în numele fraților și surorilor dumneavoastră din Statele Unite. Salutul nostru este harul și pacea Domnului. Stimate frate păstor Titi Aron, stimați frați slujitori, biserica locală, sunt încântat să fiu împreună cu dumneavoastră. Mă bucur să fim la închinare, mă bucur să ne bucurăm împreună de prezența Domnului. Vă binecuvântăm în numele Domnului și cerem harul și călăuzirea sa în continuare. Aș vrea să citesc un cuvânt din Evanghelia după Marcu, din capitolul 10, de la versetul 17 până la versetul 27. Marcu 10, de la versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: Îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui an decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scumpii mei, vreau de la început să vă spun, să clarificăm. Știți că orice afirmație tranșantă are nevoie de clarificări. Noastră sunteți într-o țară vorbitoare de limba engleză și în limba engleză se numește disclaimer. Adică ceea ce spunem este valabil, dar cu clarificări. Dumnezeu nu urăște oamenii bogați. Oamenii care își câștigă bogățiile în mod cinstit pot numi bogățiile lor binecuvântări. Pentru că avem o bază biblică în sensul acesta. Și n-am să încep să vă vorbesc despre tânărul bogat, mă rog, tânărul bogat pentru că a spus: din tinerețea mea am păzit poruncile. Să e sub semnul întrebării dacă mai era tânăr. Indiferent ce vârstă ar fi avut, este clar că omul acesta a avut foarte multe bogății, foarte multe avuții. Și am preferat să citesc Marcu 10 și nu Luca 18, pentru că în pasajul acesta spune că Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis.
înseamnă că Dumnezeu iubește oamenii bogați. Asta înseamnă că vrea să fie mântuiți. Dacă oamenii bogați n-aveau acces la mântuire, să știți că Domnul Iisus Hristos nu își pierdea vremea cu el. Există oameni cărora Domnul nu le-a răspuns. Nu i-a băgat în seamă. Însă pe omul acesta l-a băgat în seamă. Categoric, că în percepția noastră inițială, Dumnezeu ar fi trebuit să vină pentru bogați. Vă aduceți aminte că magii s-au dus să-L caute la Ierusalim. S-au dus la Palatul Regal. Când colo Domnul Iisus Hristos a născut într-o iesle, într-o peșteră, și-a locuit într-o casă foarte simplă, în Betleem, acolo l-au găsit magii. Motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit într-o iesle, El care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, este pentru ca să aibă acces la El oamenii săraci. Dacă se năștea în palat, putea să o facă, dar împărații aveau acces la El. Oamenii săraci n-au ce intra în palat. Bogații însă pot intra într-o peșteră. Bogații pot intra într-o casă simplă. Nu e ușor. Mai repede trece o cămilă prin urechile acului decât să-l vezi pe un om bogat mergând într-o cocioabă, într-un bordel. Dar este posibil, pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și magii au intrat într-o casă simplă, dovedind că este posibil ca bogații să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Acum, care este teologia despre prosperitate? Noi ne luptăm în zilele noastre cu marile erezii ale teologiei prosperității. E o mare diferență între teologia prosperității și teologia despre prosperitate. Teologia prosperității garantează prosperitate oamenilor credincioși. Garantează oamenilor credincioși că n-au parte de necazuri, că n-au probleme, că nu îmbătrânesc, că nu albesc, că nu li se ridează fața și probabil că ar fi în stare pe undeva ăștia să spună că nici nu vor muri vreodată. Exagerările acestei teologii a prosperității sunt foarte dăunătoare pentru că este contrazisă de realitatea vieților noastre. Nu știu la dumneavoastră, la noi în biserică atunci când se face rugăciunea de cauze și predicatorul îi le spune celor ce au o problemă să ridice mâna în sus, nimeni nu rămâne cu mâna jos. Toți oamenii au necazuri. Și Domnul a spus, în lume veți avea necazuri. Cine e scutit de necazuri, e robot. Oamenii pe pământ au necazuri, au suferințe. Simt pierderi, simt teamă. E în natura noastră umană. Teologia prosperității este o teologie falsă, pentru că dă garanții false. Pentru că nu rezistă testului realității. Și pentru că este contrazisă de Scripturi dintr-o copertă în alta. Ca să demonstreze lucrul acesta, Dumnezeu îl trece prin cele mai mari încercări. Niciun om din lumea asta, vorbesc om, în afară de Domnul Iisus, nu a experimentat tragedii și necazuri mai mari ca Iov. De ce? Iov, în primul rând, este excepția lui Dumnezeu. Este excepția lui Dumnezeu. Într-o lume de nelegiuiți, el este neprihănit. Într-o lume care se îndreaptă numai spre rău, Iov a făcut legământ cu viața lui, cu ochii lui, să trăiască o viață curată și să-L slujească pe Dumnezeu. El este excepția de la regulă. Este excepția de la regulă și pentru că într-o lume și într-o vreme în care prosperitatea era direct proporțională cu neprihănirea și cu slujirea de Dumnezeu și viața lungă și binecuvântările erau direct proporționale cu relația unui om cu Dumnezeu, că doar de a spus diavolul, păi da, normal că te slujești de mine, de ce ai dat și ai făcut. Iov pierde totul, suferă și ajunge ca ultimul om.
până și nevasta lui își exprimă, mă rog, poate și frustrarea, că și ea a pierdut 10 copii. Foarte mulți o acuză pe nevasta lui. Dar să știți că femeia asta a pierdut și ea tot ce a pierdut nevasta lui Iov. A pierdut ce a pierdut și Iov. Și spune, sinucide de bărbat. O formă perversă de a te sinucide. Avem suicide by cop, când te prefaci că scoți un pistol la un polițist și el te împușcă. Și așa se numește, că te-ai sinucis cu mâna polițistului. Aici, nevasta lui Iov îi propune să se sinucidă cu mâna lui Dumnezeu. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Ca să nu mai suferi în halul ăsta, că și-a pierdut și sănătate. Un om fără nimic. Ei, el este excepția de la regulă, dar este excepția care devine regulă. Pentru că noul legământ, dacă aurul este încercat, cu atât mai mult noi care suntem mai de preț decât aurul, vom fi încercați ca să fim purificați, să fim întăriți. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu vor ajunge produse finite. În împărăția lui Dumnezeu nu se mai perfecționează nimeni. De aceea în Evrei capitolul 10, cuvântul Domnului spune că Biserica Universală a Domnului este compusă inclusiv de duhurile celor făcuți desăvârșiți. În momentul morții, copiii lui Dumnezeu, oamenii care au murit în Domnul, sunt făcuți desăvârșiți. În împărăția lui Dumnezeu nu intră nimic întinat și spurcat, nimic cu pată sau zbârcitură, ori altceva de felul acesta. Iată, dar Iov este excepția de la regulă, este excepția care devine regulă în noul legământ. Trebuie să fim încercați, trebuie să fim testați, să se vadă că îl slujim pe Dumnezeu de adevărate. Trecem prin necazul. Și pe urmă este excepția care confirmă regula. În cele din urmă, Iov este binecuvântat, îi se dă dublu înapoi, ca să-i confirme Dumnezeu că nu și-a pierdut cei 10 copii. Nu-i dă 20, îi dă 10, pentru că pe aia 10 nu i-a pierdut, aia erau în mâna lui Dumnezeu. Nu-i dă o altă nevastă, dar dovadă că sursa vieții pentru el a rămas acea femeie cu care a avut primii 10 copii. Și acum ascultați. Până la urma urmei, Iov a ajuns mai bogat decât la început. Dumnezeu nu este împotriva bogaților și a bogăților. Cu următoarea clarificare la clarificare. Hai să deschidem în epistola apostolului Pavel către Timotei. Sunt convins că unii sunteți bogați și alții doriți să fiți bogați. Și textul acesta este și pentru unii și pentru alții. În 1 Timotei, capitolul 6. Versetul 17, mai întâi citim partea a doua. Uitați-vă la ultima parte a versetului 17. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de El. Dacă ești om și pocăit și nepocăit, te îmbraci și pui hainele pe tine, te desplaci, te duci în oglindă, cu drag, te aranjezi, te sui într-o mașină bună, ai o satisfacție că ai suit într-o mașină bună. Ai satisfacția de a fi într-o locuință frumoasă, aranjată, curată, plăcută. Știți că noi, eu le-am spus la mulți, măi, noi am avut 10 copii și nu întotdeauna am stat în lux, dar întotdeauna am stat în curățenie. Fiecare îi place să aibă o casă curată, frumoasă, atât cât poate. Dumnezeu ne dă lucrurile pe care ni le dă ca să ne bucurăm de ele.
Dacă ești bogat, bucură-te de lucrurile pe care le ai. Nimeni nu trebuie să fie hagiduros. Pentru cei care nu știți, când eram la școală, am învățat, am citit o scurtă novelă despre un om zgârcit care a cerut să se taie coada pisicii, că atunci când intră și iese din casă să nu iasă căldura. Că avea coada prea lungă și dura prea mult până ieșea pisica din casă. I-a făcut o ciorbă, o supă de pui și când a văzut petele de grăsime din supă, i s-a pus un nod în gât. N-a mai putut să mănânce, că avea impresia că sunt galbeni. Galbenii pe care i-a cheltuit ca să-și facă o supă de pui. Stătea toată ziua și toată noaptea și-și număra bani. Asta era delectarea lui. Și a murit cu pumnii în bani. Fără să se bucure de o supă bună, și-a mai chinuit și pisica. Scumpii mei, Dumnezeu nu ne cere să fim așa. Bucură-te de binecuvântările pe care ți le dă. Asta e prima regulă a bogaților. A doua regulă. Bucură-te, dar nu singur. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 18 din 1 Timotei 6. Îndeamnă-i pe bogați. Bogații veacului acestui. Asta înseamnă oameni bogați în sensul lumii, nu bogați spiritual. Că știu eu că întotdeauna spiritualizăm cele mai mari bogății. Aici e vorba de bogății materiale. Ca să nu fie niciun dubiu. Bogații veacului acestui. Să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Care-i prima regulă a bogăției? Bucură-te de bogății. A doua, bucură-te de bogății, dar nu singur. N-ai voie ca bogat să treci pe lângă un lasă, să n-aibă acces nici la fărâmiturile care cad de la masa ta, să fie bolnav și să te uiți la el numai atunci când ai ajuns în chin și el este în glorie. Atunci știa și cum îl cheamă și atunci avea și proiecte pentru el. Să vină să-i aducă o picătură și așa mai departe. Ia. În ea. Dragii mei, nu îndrăzni, dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, să fii zgârcit. Nu îndrăzni să treci pe lângă un om amărât fără să-l ajuți. E adevărat, nu-i putem salva pe toți. Nu ne putem da de mâncare la toți din lume. Dar Dumnezeu îți cere să te îngrijești de cel care este lângă tine. În primul rând, să te îngrijești de cei din casa ta. Știți că cuvântul lui Dumnezeu spune că copiii trebuie să aibă grijă de părinți, părinții trebuie să aibă grijă de copii. Când o soră este văduvă și are copii, nu poate fi înregistrată pe lista de văduve a bisericii, spunea Pavel. Copiii trebuie să aibă grijă de ei. Știți că așa spune Biblia? Așa spune Biblia. Pentru că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu cu bunurile pe care le avem, să avem grijă mai întâi de cei din casa noastră. Că altfel suntem mai rău ca păgâni. Zice, dacă unul nu are grijă de cei din casa lui, să fie considerat ca un păgân. Pe urmă, trebuie să avem grijă de săracii, de văduvele bisericii, de oamenii care în mod legitim au nevoie de ajutor, e responsabilitatea noastră. În primul rând, față de frații. Dar pe urmă să ajutăm și pe cei din afară. Pentru că multă evangelizare și multe suflete sunt atinse și prin Evanghelia socială. Evanghelia socială nu înlocuiește și niciodată nu trebuie să aibă prioritate înaintea Evangheliei care este predicată pentru mântuire. Dar când Domnul le-a predicat Evanghelia și s-a uitat la ei și erau flămânzi, nu i-a lăsat să plece acasă să flămânzi. I-a săturat. Și le-a dat și pâine pentru trup. Cu alte cuvinte, un om bogat care îl înțelege pe Dumnezeu, care a primit bogăția ca binecuvântare de la Dumnezeu, se bucură de ceea ce are, dar nu singur și în al treilea rând, nu se bucură de bogățiile astea mai mult decât de alea veșnice. Nu astea sunt mai importante decât cele veșnice și aici o să ne întâlnim cu tânărul bogat puțin mai târziu. Ascultați ce spune versetul 17 din nou.
1 Timotei 6 cu 17, îndeamnă pe bogații veacului acestea să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu. Și acum versetul 19, după ce spune îndeamnă să fie bogați în fapte bune, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept pomoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Știți că noi spunem de multe ori la înmormântări că nu putem transfera bunurile materiale în veșnicie. Parțial e adevărat, dar numai parțial. Tot ceea ce investești material în viața altora, spre ajutorarea altora, tot ce investești în proiectele împărăției lui Dumnezeu, sunt convertite și transferate în bogății cerești. Cu cât vrei să ai o comoară mai mare în împărăția lui Dumnezeu, cu atât să investești mai mult în ajutorarea celor din jur și în proiectele împărăției. Domnul să ne ajute! Cu alte cuvinte, am stabilit, cred, cu prisosință, că Dumnezeu nu urăște bogații, nu le taie partea la împărăție, nu-i disprețuiește, dar însemna să mergem în revers, de unde săracii erau disprețuiți, să te ferească Dumnezeu când ajung săraci la putere. Îi omoară pe bogați. Noi am avut experiența comunistă în România. E rău să-i disprețuiești pe sărați și o prostie să extermini pe bogați, că ei sunt cei care creează prosperitate într-o societate. Au viziune, au înțelepciune, au inteligență, mulți trăiesc pe spinarea lor. De-aia am stat în România și am venit la capitaliști ăștia. Acum, ne întoarcem la tânărul bogat și ne uităm la el dintr-o altă perspectivă. Fără să-l disprețuim, fără să-l înjosim, fără să-l acuzăm, ci doar analizând obiectiv trei lucruri despre acest lucru. Acum Biblia spune în Marcu, un om a alergat la el. În Evanghelia după Luca spune un fruntaș. Era un om, dar nu era un om oarecare. Era un om de cinste, era un fruntaș, era un, probabil, cărturar sau fariseu sau învățător, sau un om cu reputație, un om cu o poziție relevantă în cetate. Și când omul acesta ajunge în fața Domnului Iisus Hristos, spune că a genunchiat înaintea lui. Primul lucru pe care aș vrea să-l observăm este închinarea tânărului bogat. Închinarea tânărului bogat. Dragii mei, este foarte important să înțelegem că cea mai mare valoare cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, că cea mai înaltă calitate pe care noi o avem ca și cununa a creațiunii divine este închinarea. În primul și în primul rând, noi suntem închinători. Domnul Iisus Hristos îi spunea femeii samaritence, astfel de închinători vrea Dumnezeu. În duh și în adevăr. Dumnezeu caută închinători. Dumnezeu ne-a creat să fim închinători. Nu suntem împliniți decât atunci când suntem închinători. Ca dovadă, oamenii au spus că nu trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, că nu suntem închinători, și au ajuns să se închină la un cezmar. Și se cânte slavă. Zilele trecute, probabil și datorită unei nostalgii care pe vremuri îmi producea strângere de inimă, am ascultat pe YouTube câteva cântece patriotice. Să-mi aduc aminte cum era pe vremea aia. Dumneavoastră știți că îi cântau slavă, glorie, cinste.
Cuvinte care nu ar trebui să fie atribuite decât lui Dumnezeu, dar cuvinte de închinare, cuvintele aleluia, cuvintele slavă, cuvintele osana, cinste, mărire. Astea sunt cuvinte de închinare, care nu pot fi adresate decât lui Dumnezeu. Poziția de îngenunchiere este un act de închinare. N-ai voie să îngenunchezi sau să te arunci cu fața la pământ decât înaintea lui Dumnezeu. Vă aduc aminte că Pavel și Barnaba, când au văzut oamenii încercând să se închine înaintea lor, și-au rupt hainele. Chiar îngerul în insula Patmos, când s-a dus la Ioan și Ioan a vrut să se închine înaintea lui, i-a spus, ferește-te să faci una de asta și eu sunt un împreună slujitor cu tine, slujitor al lui Dumnezeu. Dragii mei, când Dumnezeu ne-a creat, a pus în noi niște predilecții. Când încercăm să ieșim din ele, să știți că devenim frustrați și neîmpliniți. Pentru un bărbat, prin creație, există instinctul de a purta de grijă și de a proteja familia. Nu de a abuza familia. De a-și iubi soția ca pe trupul lui. Când un bărbat acționează împotriva acestui instinct, și poate mâine seară vom vorbi un pic mai mult despre aspecte legate de familie, când un bărbat își abuzează familia, ridică mâna, țipă, sparge, lovește, se enervează, el acționează împotriva instinctului pe care Dumnezeu l-a așezat în el. Și devine neîmplinit, frustrat. Își demolează propriul lui suflet. În același timp, femeia s-a născut cu instinctul de supunere. Biblia spune, dorințele ei se vor ține după bărbat. Când o femeie își părăsește locul și începe să devină feministă, când încearcă să domine, să stăpânească, își părăsește locuința, își părăsește locul dat de Dumnezeu și va deveni o femeie frustrată, neîmplinită și nesuferită. Este lumea plină de bărbați frustrați și de femei acre. Și când se întâlnesc doi din ăștia, închipuiți-vă ce cămin e ăla. Tot așa în lume, când oamenii își părăsesc înclinația, ființa lor cere închinare și nu i-o atribuie lui Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Se închină la șoareci, se închină la vaci, se închină la ploșnițe, se închină la soare, se închină la stele și în cele din urmă, mai grav, se închină lor înșiși. Mai vorbim de un om bogat. Vă aduceți aminte de bogatul care i-a rodit țarina? Biblia spune că ăsta are o conversație cu el însuși în miezul nopții. Conversația pe care o are cu el însuși demonstrează cine este el în universul lui. În universul acestui om nu există nimeni. În universul acestui om nu există Dumnezeu. În universul lui nu are familie. Nici o pomeneală despre nevastă, despre copii, despre prieteni, despre frați, despre părinți. În universul lui nu există prieteni. Nu are nicio relație cu nimeni. În universul lui este singur el și cu posesiunile lui. Și omul este într-o mare confuzie, pentru că vorbește cu sufletul lui și el crede că sufletul lui se satură cu sarmale. Spune, mănâncă și bea, suflete. Ți-ai adunat bunuri pentru multă vreme. Veselește-te. Dragii mei, primul act al acestui om este actul închinării. Vine înaintea Domnului Iisus Hristos și îngenunchează. Și lucrul acesta este un lucru foarte bun.
Noi am venit aici să ne închinăm lui Dumnezeu. Nu uita nicio zi că scopul principal al existenței tale este închinare. Știți din ce cauză diavolul se ascunde în spatele idolilor? Citiți, vă rog frumos, în Corinteni. Și Apostolul Pavel spune: unii domnului nimic, e o bucată de ceva. E un lemn, e un fier, e o bucată de aur, bucată de piatră cioplită. Și totuși, de ce este așa de periculos să te închini înainte unui idol? Pentru că ei, în vremea aceea, acum noi idolii îi purtăm în inimă sau sunt de ordin spiritual. Sunt în sfera comportamentului nostru. Dar în vremea aceea chiar aveau templu idolești. Și de frica părinților, a prietenilor, poate că uneori se gândeau, mă duc și eu să mă plec un pic acolo, nu cred în el. Și Pavel spune, nu. Pentru că intrați în părtășie cu dracii. Ce treabă au dracii cu o bucată de lemn? Când tu oferi închinare în spatele obiectului sau al persoanei în afară de Dumnezeu care îi oferi închinare, e un demon care o culege, pentru că închinarea se convertește în spațiul spiritual. Persoana care îți culege închinarea este persoana cu care ai o relație, cu care ai părtășie. Când ne închinăm lui Dumnezeu, cu cine avem părtășie? Cu Dumnezeu. Când ne închinăm oricui altcineva și oricărui alt obiect, cu cine intrăm în părtășie? Cu dragi. Să ne ferească Dumnezeu. Scumpii mei, nu suntem împliniți când trece o zi fără închinare, fără devoțiune. Citirea Scripturii este o formă de închinare. Rugăciunea este o formă de închinare. Cântarea este o formă de închinare. Venirea la casa lui Dumnezeu este o formă de închinare. Postul este o formă de închinare. Conversațiile noastre de ordin duhovnicesc, nu bârfe și despre mașini, despre știință, despre mai știu eu ce. Conversațiile noastre duhovnice sunt o formă de închinare. Știți de ce e o formă de închinare? Ascultați ce spune în cartea profetului Maleahi. Spune că atunci și cei ce se tem de Dumnezeu au vorbit adesea unul cu altul. Dumnezeu a luat aminte și a scris o carte de aducere aminte. Știi ce înseamnă să stai de vorbă și Dumnezeu să scrie cuvintele tale în cer, în cronicile divine? Atât de importantă este închinarea atunci când ne adunăm și vorbim duhovnicește, vorbim despre lucruri duhovnicești. Dragii mei, nu trebuie să existe o zi în care să nu ne închinăm lui Dumnezeu. Tânărul bogat a început foarte bine. A început prin închinare, dar fi rămas acolo. Doi, am văzut închinarea tânărului bogat, haideți să vedem întrebarea tânărului bogat. Pentru că el vine și zice, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Credeți că dacă închinarea lui a fost bună, întrebarea lui a fost bună? Răspunsul este da. Până la urma urmei, noi de ce am venit aici? Ca să nu stăm singuri acasă? Pentru ce am venit aici? Pentru o muzică bună? Să mă iertați, fraților, cântați foarte frumos. Dar lumea asta are artiști, are profesioniști, care de dimineață până seara fac numai lucrul ăsta. Au vedete. Cred că niciunul dintre noi nu venim să ne distrăm la casa lui Dumnezeu. Ne venim să ne închinăm la casa lui Dumnezeu. Amin. Și scopul principal este
ca să moștenim viața veșnică. Mie îmi place că îl slujesc pe Domnul chiar și pentru viața asta. Dar să-mi fie cu iertare. Pavel zicea, dacă numai pentru viața aceasta ne-am înțeles de Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Noi am venit aici să învățăm despre viața veșnică. Să întrebăm despre viața veșnică. Când plec în călătorie, nu știu dumneavoastră, am întotdeauna sentimentul că am uitat ceva. Oricât de burdușite sunt geamantane, poate să fie rotunde. Mă uit în stânga și îmi dreapta, mă, ceva am uitat. Știți care este culmea ridicolului? Am dreptate. Aproape întotdeauna am dreptate. Aproape întotdeauna uit ceva. De care mi-e ciudă mai târziu că am uitat. Nu mai vorbesc de faptul că întotdeauna iau mai mult decât îmi trebuie. De frică nu o să-mi ajungă. Ascultați-mă. Întrebarea tânărului bogat este o întrebare nelegitimă. Dar întrebările noastre descoperă anumite crize interioare. Noi vorbim despre un om care l-a slujit pe Dumnezeu pentru că a spus: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea și Domnul nu-l contrazice. Eu cred că dacă Domnul Iisus, și El știe toate lucrurile, inclusiv gândurile, ar fi văzut că El nu e sincer și că minte, l-ar fi confruntat, că doar i-a confruntat pe farisei. Ei veneau cu ciucurile lor, cu rugăciunile lor, cu clopoțeii lor, cu imaginea lor. Și Domnul a confruntat fățărnicia lor. Nu le-a gândat în strun. Există două feluri de... Trebuie să fac o parade, iarăși o clarificare. Există două feluri de fățărnicii. În zilele noastre avem un alt gen de fățărnicie, un alt gen de fariseism cu care ne lovim. Fariseismul vechi testamental și din timpul Domnului Iisus Hristos este un fariseism care îți arată exteriorul. Și când îți arată exteriorul, tu n-ai încotro decât să tragi concluzia că și interiorul este bun. El vine și spune: eu respect toată legea, eu respect toate poruncile. Eu am haine lungi, eu am ciucuri, eu mă rog în piețe, toată lumea mă vede, eu vin la biserică, eu sunt pios, eu sunt un om cum se cade, eu sunt un frate bun. Și consider că acest exterior, această imagine, îmi ține loc și de interior și Domnul Iisus, care le cunoștea gândurile și le cunoștea faptele, a spus: voi sunteți niște morminte văruite. Pe din afară arătați frumos, dar înăuntru sunteți plini de oseminte, de cadavre și de necurății. Voi sunteți un pahar care lucește pe din afară, dar înăuntru e plin de scursură. Este contaminat. Astăzi avem un alt fel de fariseism. Astăzi omul își declară interiorul: credința mea din inima mea, eu sunt bun în interior, n-ai dreptul să te uiți la exteriorul meu, exteriorul meu nu contează. Eu pot să mă îmbrac ca pe bulevard, eu pot să mă îmbrac ca la plajă, eu pot să vin la biserică, eu pot să mă umplu de inele, de brățăși, de cerceiși, de ce vrei. Eu pot să calc în picioare scripturile. În ceea ce privește vestimentația, ba chiar vorbirea mea poate să fie stricată, că ați auzit. Băi, zice, are gură rea, zice, dar are inimă așa de bună. Da. Gura vorbește din prisosul inimii. Are gură rea, eu îmi rău. Să fie clar. Dar ei spun: uită-te la credința din inimă. Păi, dar cum se duce să te tai în două să văd eu credința din inima ta? Eu nu știu ce e în inima ta și ce e în capul tău. Atenție! Când omul arată bine pe din afară, tot e jumătate șansa că ar fi bun și pe dinăuntru.
Când arată rău pe din afară, 100% este stricat pe din. Dar noi am pervertit ideea de ipocrizie și de fariseism. Am avut un fariseism care spunea, uită-te la exterior, așa e și interiorul, acum avem un fariseism. Ia-mă pe cuvânt când îți spun că interiorul e bun, exteriorul nu contează. Falși și greșiți sunt și unii și alții. Noi trebuie să fim buni și în interior și în exterior. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Ei, când vorbim despre întrebarea tânărului bogat, omul acesta vrea neapărat să ajungă în rai, el pune întrebarea ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, odată ce am respectat toate poruncile, mai e ceva. Există o nesiguranță cronică în viața acestui om. Cred și îmi permit să spun, și dacă nu zice Scriptura, că Domnul Iisus nu este primul învățător, primul coleg al acestui om fruntaș cu care el a avut această conversație. Oare mai lipsește ceva? Tu ce părere ai? Tu ce părere ai? Tu ce părere? Și ajungi și la Domnul Iisus Hristos cu întrebarea Lui. Dragii mei, cu privire la viața veșnică, mulți dintre noi avem întrebări și agonii. Și aș vrea să vă dau nu o siguranță falsă, ci o soluție pentru nesiguranța noastră. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne umple și să ne boteze pe toți cu Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt împreună cu Duhul nostru adeverește că suntem copii ai lui Dumnezeu. Biserica Pentecostală trebuie să se întoarcă la valorile inițiale, în care botezul cu Duhul Sfânt este imperativ, nu este opțional. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în apă spre iertarea păcatelor, apoi veți primi Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt, persoană și putere, prezență și plinătate este în viețile noastre, dispare nesiguranță. Biserica Pentecostală este binecuvântată de Dumnezeu să aibă această valoare extraordinară. Și mă rog din toată inima să nu renunțăm la ea, să nu ne lăsăm intimidați. Recent a venit un tânăr și mi-a spus, frate, totuși, alții din alte denominații nu vor fi mântuiți. Mă, dar nu mi-a pus mie Dumnezeu pe umeri chestia asta. Să spun eu cine va fi mântuit și cine nu va fi mântuit. Eu predic Evanghelia, nu predic ipoteze și imaginații. Nu-mi da scenarii. Dacă cineva nu vorbește în limbi, nu poate fi botezat cu Duhul Sfânt. Semnul inițial este vorbire în limbi. Potrivit Scripturii, asta este credința pentecostală. Eu personal nu mă bag în locul lui Dumnezeu să decid cine merge în rai și cine nu merge. Dar vai de cei care întrerup procesul natural al lucrurilor care însoțesc mântuirea și care garantează parcursul complet al vieții de mântuire. Pentru că mântuire înseamnă trei lucruri. Înseamnă primirea mântuirii, înseamnă păstrarea mântuirii și înseamnă perpetuarea mântuirii. Mântuirea finală este atunci când trupul va fi înfiat și răscumpărat. Acum nu este. Înainte de a ne pocăi, suntem suflete moarte în trupuri muritoare. Când ne pocăim, devenim suflete vii în trupuri tot muritoare. La înviere vom deveni suflete vii în trupuri veșnice de slavă. Aleluia. Mântuirea înseamnă trei lucruri. Primirea mântuirii este simplă. Uite aici, este așa.
Ce spune Pavel în Roman? Dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău și dacă mărturisești cu vei fi mântuit. Ei, păstrarea mântuirii este mai complicată. Și pentru asta ne-a fost dată puterea Duhului Sfânt. Și el spune, zice, tata, uite că sunt frați din alte denominații care nu sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, dar predică foarte frumos Scripturile. Le predică cu ajutorul Duhului Sfânt, zic, da, că Duhul Sfânt are trei forme de manifestare. Duhul Domnului mă împinge un pic la aceste clarificări. Prima formă de manifestare este inspirație. Vă aduc aminte ce spune în ziua cinzecimii Apostolul Petru. Patriarhul nostru David, împăratul David, a spus, Domnul meu a zis, Domnul a zis Domnului meu. El introduce conceptul Trinității. L-ar fi dat afară din templu dacă și-ar fi dat seama ce spune. Nu și-au dat nici ei, nici eu. Domnul a zis Domnului meu. Și mai sunt versete în Vechiul Testament unde este introdus conceptul Trinității. De unde au știut David așa ceva? A fost un cuvânt de inspirație. Zice prorocii însuflați și despre David zice Patriarhul David însuflat de Duhul Sfânt a spus. Este metoda inspirației prin care Duhul Sfânt rostește cuvinte prin oamenii pe care îi inspiră, pe care nici ei nu le înțeleg. Dar le vorbesc de la Dumnezeu și iată, au devenit Scripturi. A doua metodă este metoda iluminării. Când Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți aprinde lumina în cap și te face să înțelegi Evanghelia. Mulți dintre dumneavoastră ați venit la biserică de mai multe ori, v-ați uitat la predicatori și n-ați înțeles nimic. I-ați dezamăgit pe cei ce v-au adus. Mai înțeles? N-am înțeles nimic. Pazacon i-a spus omul ăsta. Până într-o zi când te-ai dus la biserică și te-ai mirat tu de tine însuți. E vreme că pricepi ce vrea să spună predicatorul. Ai început să pricepi. Crezi că a fost predicatorul ăsta care a predicat a 10-a oară când ai venit la biserică mai bun decât ăla care a predicat prima dată? Nu. Duhul Sfânt ți-a deschis întrerupătorul. A făcut conexiile în capul tău. Te-a luminat. Și te-a făcut să înțelegi Scripturile. Încă n-ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Ei sunt oameni care au lumină de înțelegerea Scripturilor. Apolo era tare în Scripturi, erudit, îi convingea pe iudei că Iisus Hristos este Mesia. Ce mai trebuia lui Apolo? Aquila și Priscila l-au luat cu ei și l-au învățat mai cu demăruntul calea Domnului. Știți care e diferența între Apolo de dinainte și Apolo de după? După, zice, Apolo mergea și învăța cu putere. Învățase despre Duhul Sfânt. Asta era singurul amănunt pe care Apolo nu îl avea. Dragii mei, cereți puterea Duhului Sfânt, umplerea Duhului Sfânt. În al doilea rând, verificați-vă tot timpul starea spirituală, pentru că dacă este păcat în viața noastră, nu avem îndrăzneală, spune Ioan. Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Păcatul produce nesiguranță în viețile noastre. Anturajele pot produce nesiguranță. Când stăm în prezența oamenilor care nu ne îndeamnă la bine și la credință, care pun semne de întrebări și dubii în mințile noastre. Iată, dar întrebarea tânărului bogat a avut o întrebare bună, dar care a demascat o nesiguranță în ființa lui. Și s-a dovedit mai târziu că era o nesiguranță justificată. Iată, dar închinarea tânărului bogat, întrebarea tânărului bogat, în al treilea rând, întristarea tânărului bogat. Domnul Iisus Hristos îi spune, îți lipsește un lucru.
să vă spun foarte sincer, dacă în seara asta Domnul Iisus mi s-ar arăta mie și mi-ar spune, îți lipsește un singur lucru, aș începe să sar în sus de bucurie. Că îmi lipsește doar un lucru. Care e la Doamne? Că imediat îl rezolvăm. El, în loc să fie încântat că nu-i lipsește decât un singur lucru, s-a întristat și nu oricum. S-a întristat de tot. Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Și acum fiți atenți la acest concept. Pentru că s-ar putea ceea ce s-a întâmplat în viața tânărului bogat să aibă un impact de forță în conștiințele noastre în seara aceasta. S-ar putea ca întrebarea pe care ne-o pune Domnul, că și Domnul i-a pus întrebări, să fie mai relevantă decât întrebarea pe care o pune tânărul bogat. Să descopere din interiorul nostru probleme mai mari decât credem că avem. Ascultați! Când tânărul bogat vine la Domnul Iisus Hristos, cum îi se adresează? Că am văzut că a îngenunchiat, s-a închinat. Bunule învățător! Domnul Iisus Hristos pare că îl contrazice și spune, pentru ce mă numești bun? Multă vreme am auzit predici și am predicat și eu despre smerenia Domnului Iisus Hristos. El a spus, învățați de la mine că sunt bun, blând și smerit. Zuzi, Domnul, zice, smerit este Domnul Iisus Hristos. Spune, nu mă numi bun, că bun e doar Dumnezeu. Era Domnul Iisus Hristos conștient de divinitatea Lui? Domnul Iisus a fost om și a fost Dumnezeu. La vârsta de 12 ani, eu nu știu când El a căpătat conștiență de divinitatea Lui. Dar la 12 ani știa că e Dumnezeu. Pentru că a spus, trebuia să fiu în casa Tatălui meu. Ori nu putea la 12 ani să știe că e Dumnezeu și la 30 și ceva de ani să spună, nu mă numi bun. Traduc întrebarea Domnului Iisus Hristos. Mi te-ai închinat și mi-ai spus bunele învățători cu o formă de politețe și de respect sau tu crezi că eu sunt Dumnezeu? De fapt, marea dilemă a tânărului bogat a fost dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Uite de ce. Vă spuneam că aș fi fericit ca Domnul să-mi spună că am o singură problemă de rezolvat. Dacă aș fi foarte bogat. Fratele Titia Rom, păstorul dumneavoastră, este un om foarte convingător și bun motivator. Și dacă ar veni la mine și mi-ar spune, frate, te rog frumos să dai toată averea la săraci și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, poate să încerce să mă convingă ore în șir. Până la urmă, fras, prieten, dar îi spune, frate, de cine crezi să-mi spui mie să fac cu averea mea? Vezi de averea ta. Dar dacă Dumnezeu vine și îmi spune, nu păstorul, nu comitetul, nu biserica, nu președintele, dacă Dumnezeu, și știu că e Dumnezeu, e mare, nu e în carne și oase, că n-are cum să fie, dar îl văd, îl știu. N-am niciun dubiu că e Dumnezeu. Vine și îmi spune, vinde tot ce ai, dă la săraci și urmează-mă. E vreunul de aici care ar zice, auzi, Doamne, știi ceva? Nu. Vă spun eu, niciunul nu i-ar zice nu lui Dumnezeu. De ce tânărul bogat i-a zis nu Domnului Iisus Hristos? Pentru că nu credea că e Dumnezeu. Era un învățător. Era un bun învățător. Era cel mai bun învățător.
Știa, avea putere. Făcea minuni. Dar nu era Dumnezeu. De-ar fi fost Dumnezeu pentru el, sunt sigur că n-ar fi stat pe gânduri. Ce a făcut Zacheu? Că tu vorbim de bogați, acum trebuie să-i luăm la rând. Când a intrat Hristos în casa lui, țineți minte, și Zacheu a vrut să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos și multă, Doamne Iisuse, până nu te duci să vezi cum arată lucrurile, nu-ți dai seama. Când am fost în Israel, m-am uitat, Doamne, care-s duzia, în ce duzia a stat Zacheu? Și așteptam să-mi arate un dud cum era în România, de urcam până sus de tot să culegem dude. Asta este o clasă de pomi, dar nu-s dus din aia. Sunt sicamori. Sunt niște pomi cu o tulpină care merge până undeva pe aici și pormă începe să se ramifice. E greșit să credem că Zacheu, care nu-l putea vedea pe Domnul din cauza că era ascund, s-a suit așa de sus într-un dud încât de acolo să nu-l poate vedea că era prea departe. Dudul în care s-a suit Zacheu era un dud mic, el s-a ridicat atât cât să fie deasupra mulțimii, să-l vadă pe Domnul. Poate cu un metru sau doi mai sus decât mulțime. S-a expus, s-a pus în pericol, că era dușmanul națiunii, colabora cu romanii, le lua taxe. La dorința lui de a-l vedea pe Domnul Iisus Hristos, nu de pe o poziție de privilegiu ca omul acesta, ci de pe o poziție de oprobiu. Și când Domnul Iisus Hristos i-a zis, Zacheu, dă-te jos din pom. S-a dus în casa lui. Lui Zacheu nu i-a spus, dă-ți toată averea la săraci. Zacheu a spus, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, ca să-mi rămână să dau împătrit celor pe care i-am nedreptățit. Că pocăința adevărată este și restituție. A venit odată cineva la mine și mi-a spus, frate, am comis o mare ilegalitate. Și vreau să mă mărturisesc și să mă pocăiesc. Nu-i nicio problemă, însă dacă vrei să fii curat, trebuie să te duci să mărturisești ilegalitatea celor pe care i-ai nedreptățit. Pentru că pocăința vine cu restituție, fraților. Țineți minte lucrul ăsta. Ei, ce ne facem cu tânărul ăsta bogat? Care s-a închinat, care a întrebat, care s-a întristat, dar care nu credea că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Și dumneavoastră veți spune, frate, și noi ne închinăm. Dacă am avea averi, le-am dat la săraci. Precis le-am dat. Toți oamenii care n-au averi, le dau la săraci. Mai greu după ce le ai. Ascultați, există o formă perfidă de ateism în zilele noastre. Bine, forma cunoscută de noi este când cineva spune, nu există Dumnezeu. Nu crede că există Dumnezeu. Nu vreau să insult oamenii ăștia, însă este absurd să nu crezi că există Dumnezeu. În Romani, cuvântul Domnului ne spune că trebuie să te uiți la natură și oamenii trebuie să uite la ei înșiși. La fel în Fapte 17, cuvântarea Apostolului Pavel din Areopag. Tot universul în care noi trăim demonstrează un geniu creator. Dincolo de orice măsură de inteligență pe care noi am putea să o evaluăm. Inclusiv marele dușman al lui Dumnezeu, Voltaire, spune
spunea, în opinia că Dumnezeu există, sunt dificultăți. În opinia că Dumnezeu nu există, sunt absurdități. E absurd să nu crezi că există Dumnezeu. Dar noi avem nevoie de ceva puțin mai concret. Noi trebuie să credem că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, că este Fiul lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun de ce trebuie să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În afară de dovezile profetice, că atâtea sute de profeții cu privire la Domnul Iisus Hristos s-au împlinit, este documentat arheologic că toate aceste prorocii au fost rostite cu mii de ani și cu sute de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos și că pe lângă cele pe care le-a împlinit El, multe au fost împlinite inadvertent de oameni care n-ar fi avut nicio intenție să le împlinească. Dar aș vrea să-ți spun de ce tu trebuie să crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul tău. Pentru că noi avem nevoie de mai mult decât că există un Dumnezeu. Noi avem nevoie de mântuirea sufletelor noastre. Și singurul care a adus mântuire este Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, vă rog să observați agonia Domnului Iisus Hristos din Ghețimani. Este foarte greșit înțeles. Sau poate mai bine aș zice, parțial înțeles. În Ghețimani, în timpul agoniei lui, Domnul Iisus Hristos a spus: Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, dar facă-se nu voia mea, ci voia ta. A avut de-a face această rezervă, această retragere a Domnului Iisus Hristos. Faptul că intenționa să se răzgândească, nu, pentru că atunci când a avut cina cu ucenicii și spălarea picioarelor, a spus, zice, el care știa că de la Tatăl a venit, la Tatăl se duce, știa că pentru ceasul acesta a venit, nici nu se pune problema ca Domnul Iisus Hristos să se fi răzgândit cumva. Expresia Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, înseamnă trei lucruri. Mai întâi este o dovadă a umanității lui. Pentru că prima mare erezie după înviere a fost ideea că Hristos n-a venit în trup. Că n-avea cum să treacă prin ceea ce a trecut dacă era în trup. A fost un spirit, a fost un lucru, a fost o hologramă, a fost altceva. N-avea, nu putea să fie în trup. Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus Hristos chiar pe ucenicii îi convinge, pune să pipăie, îi spune, dați-mi de mâncare. Să dovedească faptul că e în trup. Le-a arătat cicatricele din trup. Ori, când Domnul a spus, dacă e cu putință, depărtează paharul, în pahar erau cuiele, erau spinii, erau bicele, era tortura, era suferința, era moartea. Și natura lui umană s-a revoltat împotriva acestor atrocități. Ca și noi am fi la fel. Să anticipăm, să știm că vom fi torturați. E îngrozitor. Încerci să nu treci pe acolo, e instinctul tău uman. Prin manifestarea instinctului său uman a dovedit că era 100% om. Aleluia. Că era fiul omului. Și trebuia să demonstreze lucrul ăsta înainte să meargă la cruce. Pentru că Dumnezeu nu putea să omoară, dar omul putea. Doi, și-a dovedit divinitatea și perfecțiunea. Pentru că în paharul acela erau mizeriile, minciunile, stricăciunile, toată toxicitatea spirituală cu care oamenii au umplut pământul. Cu toate a trebuit să se încarce. Ori natura lui de Dumnezeu, sfânt și desăvârșit, s-a îngrețoșat, s-a strâmpat în fața acelui pahar mizerabil. Dacă n-ar fi făcut-o, m-aș fi îndoit de divinitatea lui. Că Biblia spune că Dumnezeu este despărțit de păcătoși, că Dumnezeu este într-o lumină strălucitoare. Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos s-a strâmbat în fața acelui pahar mizerabil. Și-a dovedit că era Dumnezeu. Dar în al treilea rând,
Și aici am vrut să ajung. Când Domnul Iisus Hristos a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, și-a demonstrat unicitatea Lui. Și anume, numai El putea să moară pentru păcatele noastre. Dacă nu murea El, nu eram mântuiți. Și dacă era o altă alternativă, Dumnezeu ar fi ales-o pe aceea. Dumnezeu nu l-ar fi dat pe Domnul Iisus Hristos dacă se putea altfel. Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru că nu se putea altfel. Iată de ce tu trebuie să crezi că Iisus Hristos e Dumnezeu, că Iisus Hristos e Mântuitor. Dacă nu crezi în El, n-ai nicio șansă. Nu există o altă cale de mântuire. Vezi, când oamenii merg în iad și vor rămâne acolo o eternitate, mulți se îndoiesc de dragostea și de bunătatea lui Dumnezeu. Că dacă ar fi bun, i-ar scoate după vreme din iad. De ce să-i lase acolo o veșnicie? Dragii mei, Dumnezeu nu i-a aruncat pe oamenii în iad ca să-i tortureze și să se răzbune pe ei. Știți de ce i-a pus în iad? Pentru ca să-și plătească datoria păcatelor. Există două șanse referitoare la păcatele din viețile noastre. Și tânărul bogat, cu toate că păzise poruncile, când i-a întors spatele Domnului Iisus Hristos, a dovedit că era vinovat de cel mai mare păcat, păcatul necredinței. Câți oameni, ce mulțimi de oameni cum se cade vor ajunge în iad? Și vameșii și păcătoșii și criminalii vor ajunge în rai pentru că au crezut și Dumnezeu le-a transformat viața, iar oamenii cum se cade se vor duce în iad. Că n-au spart casa nimănui, că n-au dat în cap nimănui și că ei n-au nevoie de pocăință și de mântuire. Oamenii au două șanse la intrare în eternitate. Să plătească Hristos datoria pentru ei sau să-și o plătească singur. Și ce spunea psalmistul? Răscumpărarea sufletelor lor costă atât de mult încât nu se va face niciodată. Dacă cineva ar acumula toate valorile din univers, tot aurul, toate pietrele prețioase, toată materia, ar evalua-o și ar pune-o într-un număr cu câte zerouri vezi dumneavoastră, să umple de zerouri distanța de la noi până la capătul universului. Toată acea valoare n-ar putea mântui niciun suflet. Dar sângele Domnului Iisus Hristos are puterea să șteargă păcatele și spunea Ioan, în 1 Ioan, capitolul 2, El este jertfa de răscumpărare pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dar dacă tu respingi pe Hristos și nu accepți să plătească El pentru tine, că te descurci, românii au o vorbă, noi ne descurcăm, asta mă descurc. Foarte adevărat. Suntem foarte descurcăreți. Unde ajungem, ne descurcăm. În eternitate nimeni nu se descurcă. Dacă nu te descurcă Hristos, singur nu te vei descurca. Singura ta șansă este să te duci la ghișeul eternității și să spui, pentru mine a plătit Iisus Hristos, eu cred că este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Universului. Și așa intra în rai. Dacă nu, te duce în iad. Nu pentru eternitate, ci până când plătești toată datoria. Știți ce spunea atunci când stăpânul i-a zis robului nemilos, care el a fost iertat de datorie și pe altul l-a iertat. Duceți-l și faceți-l să plătească până la ultimul bănuț. În iad sunt oamenii și vor sta acolo până plătesc până la ultimul bănuț. Nenorocirea este că niciodată nu se termină de plătit. De-aia iadul este veșnic. Și acum, omul acesta
a plecat din prezența Domnului întristat. N-am să rostesc verdicte cu privire la eternitatea lui, măcar că Scriptura îl lasă în aer. Mi-ar plăcea să cred că mai târziu s-a răzgândit, că cineva i-a predicat Evanghelia și că s-a pocăit. Dar nu există o asemenea garanție și după aparențe este foarte probabil că omul acesta a plecat pentru ultima oară și pentru totdeauna din fața Domnului Iisus Hristos. Pentru că el avea deja un Dumnezeu. Dumnezeul lui erau averile lui. Lucrul de care nu te lași pentru ca să-L urmezi pe Hristos e adevăratul tău Dumnezeu. Dacă alcoolul este motivul pentru care nu te întorci la Dumnezeu, alcoolul e Dumnezeul tău. Și orice altă legătură și dependență. Inclusiv serviciul tău. Trebuie să fii în stare să te lepezi de orice de dragul lui Hristos. Amin. Că spunea tesalonicenilor, ați acceptat răpirea averilor voastre de dragul lui Hristos. Scumpii mei, când omul acesta a plecat întristat din fața Domnului Iisus Hristos, el a plecat cu o întristare care duce la moarte. Există două întristări. În 2 Corinteni, Apostolul Pavel le scrie Corintenilor și spune: mă bucur că v-am întristat, nu că m-aș bucura de întristarea voastră, dar pentru că v-am întristat, asta a dus la o frământare a conștiinței voastre, v-ați pocăit, ați agonizat, v-ați transformat, v-ați schimbat, v-ați pocăit. Și întristarea asta duce la viață. Aleluia. Pentru că duce la pocăință. Întristarea care duce la pocăință duce la viață. Întristarea tânărului bogat duce la moarte. Așa că te rog frumos în numele Domnului Iisus Hristos. Gândește-te bine înainte să spui că nu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și dincolo de închinarea ta, fii sigur că tu crezi în Dumnezeu și nu ești un ateu. Eram în statul Pennsylvania, am locuit câțiva ani acolo și casa era foarte aproape de trotuar. Acolo casele erau mai aproape, în multe state sunt mai departe, acolo erau aproape de trotuar. De sus, din dormitor, mă uitam exact pe trotuar. Și într-o toamnă, un domn cu un balonzai din ăsta lung, se vedea că e un om intelectual, cu o ceantă, grăbit mergea, n-a observat că una dintre plăcile trotuarului era mai sus decât cealaltă. A izbit cu pompeul în marginea trotuarului, a luat aer sub el și s-a împrăștiat pe trotuar. Geanta într-o parte, te-a mai sărit un pantof din picior. Ce era să facă? N-am avut cum să-l ajut. S-a ridicat repede de tot și a făcut câteva lucruri. Primul lucru pe care l-a făcut, s-a uitat să vadă de ce a căzut. Al doilea lucru, s-a uitat după lucrurile lui și le-a adunat și pe urmă a început să se uite de jur împrejur să vadă cine l-a văzut. M-am uitat la el și am spus: domnul, uită-te în sus. Nu-l văzuse nimeni, era pustie strada, numai cineva de sus îl văzuse. Și sus nu s-a uitat. Că i-aș fi zis: dacă în viața ta apar căderi și falimente și te uiți în jos și te uiți în stânga, în dreapta, în față, în spate
Și uiți că cineva de sus te vede. Ești ateu. Tu spui că crezi pe Iisus Hristos, e Fiul lui Dumnezeu. Tu spui că tu crezi în Dumnezeu. Dar când uiți că primul și cel mai important care te vede ce face ascuns e Dumnezeu, trăiești ca un ateu. Când treci pe lângă omul care are nevoie de tine și nu-l vezi, ca bogatul care în veșnicie a devenit evanghelist, el voia ca toți să fie mântuiți. Când treci pe lângă oameni care nu-L cunosc pe Hristos și nu le spui nimic de Dumnezeu, de parcă Dumnezeu ar avea agenți secreți în lumea asta, nu are, are numai ambasador Dumnezeu. Te porți ca un ateu. Când nu-ți umblă picioarele pe unde-ți umblă gura, atunci când cânti cântări, când te rogi, te porți ca un ateu. Când trece o zi și n-ai petrecut o oră în cuvânt și o oră în rugăciune, te porți ca un ateu. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? În rugăciune? Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și cum scripturile și rugăciunea nu s-au certat niciodată, sunt gemene, dacă rugăciunii trebuie o oră și scripturii trebuie o oră. Nu o să vă spune prea mult. Meciurile durează 2-3 ore, filmele durează 2-3 ore și noi am văzut pe oameni să se sufoce de nerăbdare să se termine un meci sau să se termine un film. Dar când este vorba de rugăciune și de cuvânt, crapăm. Am ajuns să supraviețuim din rugăciunile Amin, Doamne, că mi-e foame, pentru că asta o știm pe din afară toți, mai mult decât rugăciunea Tatăl nostru. Și ai milă, Doamne, de mine, dăm somn ușor. Am o recomandare pentru dumneavoastră, frați și surori, decât să chinuim rugăciunea, măcar învățați îngerașul meu. O scoateți la capăt mai ușor. Că nu știm, ne ține patul pe noi sau noi îl ținem pe pat. Se vorbea de rugăciunea de mărturisire, mai spun și lucrul ăsta și închei. Rugăciunea de mărturisire în biserică este foarte importantă, pentru că este o rugăciune prin care arătăm dependența noastră de Dumnezeu și nevrednicia noastră în de Dumnezeu. Le spun întotdeauna la frați atunci când mergem la cina Domnului. Vom fi vrednici atunci când ne găsim nevrednici. Dar rugăciunea de cercetare și de mărturisire trebuie făcută în fiecare zi. Pentru că toate zilele pierde urgia lui Dumnezeu. Memoria nu ne ajută mai mult. De aceea facem rugăciuni de mărturisire de genul, Doamne, dacă te-am greșit sau te-am întristat cu ceva, iartă-mă. Și Dumnezeu zice, uite-te, nimeni nu știe dacă m-am întristat cu ceva. Știți cât de completă a fost rugăciunea de mărturisire a psalmistului? După ce și-a adus aminte de toate greșelile lui și le-a menționat că păcatul stătea necurmat înaintea lui. David a zis, Doamne, eu m-am chinuit să-mi aduc aminte toate păcatele, dacă a rămas ceva de care nu mi-aduc aminte, iartă-mă și de alea. Memoria noastră este proaspătă seara. Când mergem la culcare, atunci roagă-te, pentru că dacă nu te rogi nominal pentru păcatele înfăptuite, nu te poți lăsa de ele. Uiți că le-ai făcut și le vei repeta. Când ai o listă de rugăciune unde pui familiile în nevoie, familiile necăjite, fiecare copil, fiecare genere sau noră, fiecare nepot sau nepoată, fiecare frate care este în conducerea bisericii, frați slujitori, luați lista cu membrii bisericii și din când în când treceți peste ea și rugați-vă pentru toți membrii. Atunci aici face o oră, aici face două ore. Însă în momentul în care rugăciunea este inexistentă, scripturile sunt inexistente, vin și ne amețesc de capul oamenii cu vorbiri înduplecătoare și ne duc pe cărări lăturalnice, ne purtăm ca niște atei.
Vreau să te întreb un lucru. Dacă soția ta nu te bagă în seamă, soțul tău nu te bagă în seamă și nu vorbește niciodată cu tine, ai încredere că te iubește? Ce încredere să ai pe Dumnezeu că-L iubim sau cum mai și credem în El când trec zile în șir, săptămâni în șir și nu stăm de vorbă cu El? Nu lăsăm nici să ne vorbească, nici nu vorbim cu El. Întrebarea finală este: crezi că există Dumnezeu? Amin. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Atunci nu-ți mai lipsește nimic. Să fii binecuvântat. Amin.